este cuvântul Domnului care zice, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu lui Israel, singurul care face minuni. Când cineva vede o minune, zice, am văzut o minune. Dar e mai mare har să vezi minune acolo unde alții nu văd minune. Ziua aceasta este minunea lui Dumnezeu pentru noi, locul acesta este minunea lui Dumnezeu, venirea noastră. În locul acesta este tot minunea lui Dumnezeu și lucrarea care se săvârșește în locul acesta nu este nimic altceva decât tot minunea lui Dumnezeu. Pentru mine locurile acestea au o semnificație deosebită. Pastorul Urman, când venea din când în când în România, pentru câte o lună, două sau trei, găzduia undeva aici, pe prelungirea Ghencea, la băiatul dumnealui adoptiv Sandu Rais. Și am avut în locul acela multe și foarte binecuvântate părtășii. Sau am avut parte de multe minuni de tot felul. Prin anii 90, eu fiind din cale afară de impresionat, sau mai bine spus, copleșit de învățăturile excepționale pe care Dumnezeu a hotărât să ni le dea prin acest mare om al lui Dumnezeu, pastorul Wurmbrand și soția dumnealui, sora Sabina deopotrivă, și le împărtășeam tuturor această imensă bogăție pe care o descoperisem și împărtășeam bucuria aceasta cu foarte mare entuziasm. Și la un moment dat niște studenți au stăruit pe lângă mine, dune și pe noi, odată să avem un timp de părtășie cu pastorul Wurmbrand. Și a venit ziua. Am dus probabil 10-15, nu mai țin bine minte câți au fost. După ce ne-am rugat, i-am lăsat pe studenți cu pastorul Wurmbrand și m-am retras cu sora Sabina într-o cameră alăturată să facem planul de bătaie pentru următoarele zile și slujbe sau lucrări care ne stăteau în față în diferite biserici, la universitate, la radio, la televiziune, în diferite familii, în închisoare și așa mai departe. Și la un moment dat îl aud cum strigă și zice, panican, m-am dus în graba mare, da, frate Richard, ce s-a întâmplat? Cum este posibil, studenții ăștia spun, că ei sunt wurmbrandieni? Cum este posibil așa ceva? Și plin de o mânie sfântă, mi-a spus și mie și ne-a spus tuturor și trag nădejde să vă fie foarte de folos ce am să spun acum. Luther, când a auzit că oamenii au hotărât să se numească după el, și anume luteran, a strigat. Și strigarea asta vine după sute de ani. Să-l ia dracu pe Luther dacă poate. Hristos să trăiască și numai El să trăiască. Și fratele Richard a adăugat la fel de apăsat și a spus așa, să-l ia dracu pe Wurmbrand dacă poate. Hristos și numai El să trăiască. Și în inima mea și în inimile voastre deopotrivă. Și ne-a dat exemplul acesta din care afară de grăitor. În grădina Ghețimane au venit oameni cu gând să-L prindă pe Domnul Iisus. Și Domnul a ieșit în întâmpinare și i-a întrebat pe cine căutați. Și i-au răspuns foarte bine, dar cu un gând rău, pe Iisus din Nazaret eu sunt. Și la cuvântul eu sunt, care este rădăcina cuvântului pe care Dumnezeu l-a spus lui Moise pe munte, eu sunt cel ce sunt, au căzut toți cu fața la pământ. Și
și Domnul iarăși a întrebat, deci pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret. Și a adăugat un cuvânt de excepțională însemnătate, nu doar pentru dânsii care sunt bucuria cerului și bucuria noastră astăzi în zi de sărbătoare în locul acesta, ci pentru noi toți. Dacă deci pe mine mă căutați, lăsați pe aceștia să se ducă. Cine îl caută cu adevărat pe Iisus, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și Mântuitorul lumii, cea din tâi condiție trebuie să-i lase pe ucenicii lui să se ducă. Indiferent ce nume ar purta ucenicii aceștia și indiferent ce rang ar avea. Și după ce faci cu Iisus, Mântuitorul lumii, o legătură, o prietenie și o părtășie scumpă și sfântă, tot el, este cel care te va călăuzi și te va îndruma. Cu cine din cei care poartă numele de ucenici ai lui să ai de-a face și cu cine să n-ai nimic de-a face? Am ascultat cu inimă foarte bună tot cuvântul, după care am cerut îngăduința să mă retrag. Au mai stat studenții, cât ori mai fi stat, vreo jumătate de ceas, 45 de minute. Înainte să plece, am venit iarăși în camera în care erau dânsi împreună, ne-am rugat, i-am încredințat în mâna Domnului, i-am binecuvântat și am rămas eu cu fratele Richard și am zis, frate Richard, pot să spun și eu ceva, cum să nu vorbești? Eu niciodată nu le-am spus lor că aș fi von Brandian și niciodată n-aș încuraja pe cineva să gândească în felul acesta și să vorbească în felul acesta. Dar căutați să ne înțelegem, am insistat, să ne înțelegeți. Este minune de la Dumnezeu să vă avem printre noi și este mare har și un mare dar de binecuvântare să putem spune și noi, cum spune Apostolul Pavel, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Avem nevoie de modele și dacă modelele acestea mai sunt și în carne și oase împreună cu noi și printre noi, lăudăm numele Domnului. Și am spus și dumneavoastră ați avut în copilăria credinței oameni deosebiți de la care ați învățat lucruri deosebite și care au îndrumat pe care credință. L-am pomenit și pe Feinstein, și pe Kaufman, și pe Friedman. Și dumnealui zice, de unde știi de toți acești? Și eu prefăcându-mi zic, mai știu și eu câte ceva. Bine, bine, zice, este așa cum spui, dar să nu se mai audă niciodată urăciunea aceasta, că ar fi cineva bun Brandian, cred că înțelegeți. Una din multele experiențe deosebite avute cu dumnealui de-a lungul a 10 ani au fost sute de ceasuri în care am stat prin durarea Domnului, cum spune în Biblie, gură către gură. Și asta e o altă minune. Fiecare om este o minune. Fiecare om este creatura mâinilor lui Dumnezeu și fiecare om este dorit de Dumnezeu, cum s-a citit iarăși din Ioan capitolul al 3-lea, versetul 16, atât de mult a iubit și iubește Dumnezeu lui. Și fiecare om are nevoie de mântuire și de mântuitor. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu lui Israel, singurul care face minuni. Mulțumesc din toată inima și Domnului. Mulțumesc și fratelui, era să zic năzdrăvan și viteaz Alin, și împreună cu dumnealui și celorlalți care au pus la inimă gândul acesta să începem în această dimineață jumătate de ceas mai devreme, un mare har, să ai ceea ce Scriptura numește o înțelepciune ușor de înduplecat, adică flexibilă, și să faci pe cât posibil în toate împrejurările ceea ce știi cu siguranță că place Domnului și că este în totul totului tot după voia Domnului. Amin. Și acum să ne ridicăm și să citim prin durare Domnului cuvântul pentru dimineața aceasta.
un cuvânt care îmi doresc să ajungă la inima tuturor. Și la inima copiilor, și la inima tinerilor, și la inima celor maturi, și la inima bebelușilor. Și să rămână în inima noastră și să lucreze în chip minunat și chipul lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu și mântuirea noastră într-o cele prea înalte. În Galateni, capitolul al 3-lea, versetele 13 și 14, cuvântul Domnului spune așa: Hristos ne-a răscumpărat de sub blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. Fiindcă este scris, blestemat e oricine este atârnat pe lemn, pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste neamuri în Hristos Iisus, așa ca prin credință noi să primim Duhul făgăduit. Amin. Să luăm loc și să ascultăm, gloria minte, cuvântul Domnului, iar cei care vreți să fiți împreună cu mine lucrători în ogorul binecuvântat al Evangheliei, vă puteți ruga mereu și mereu prin Duhul Sfânt în duhurile voastre ca Dumnezeu să se îndure și să ne dea tuturor har să putem duce cu bine slujba foarte însemnată care ne stă înainte mărire Domnului. Toată lucrarea de pregătire pe care a făcut-o Dumnezeu de la Avraam până la Domnul Iisus și toată lucrarea de împăcare pe care a făcut-o Dumnezeu prin moartea și învierea Domnului Iisus a avut drept scop ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste noi, așa ca prin credință noi să primim nu o religie, nu o doctrină, nu o teologie, nu o filozofie de viață, să primim Duhul făgăduit, care înseamnă Duh de viață nouă. Cum se spunea și mai devreme, Domnul Iisus este calea, adevărul și viața. El nu este una din mai multele căi posibile, nu este un adevăr între mai multe adevăruri existente și nu este o viață între mai multe feluri de viață care ar merita cu adevărat numele de viață. El este calea care ne duce în adevăr și este adevărul care ne duce și ne păstrează în viața cea mai lungă și cea mai frumoasă. Și este un adevăr care prin ceea ce spune și prin ceea ce face, ține seama de viață și de împrejurările vieții. Și este un adevăr care nu ia viață, ci este un adevăr care dă viață. Întâlnesc și eu fel și fel de oameni și sunt unii care spun așa: doar noi fi dumneata singurul posesor al adevărului și doar noi fi dumneata posesorul adevărului ultim. Sunt mai multe căi care duc oameni în vârful aceluiași munte și mie nu-mi place să-i contrazic pe oameni mai cu seamă când adevărul este de partea lor și le spun așa drept este: sunt mai multe căi și sunt mai mulți, așa zici, slujitori ai Domnului care se străduiesc să-și ducă în oriașii, unii pe o cale și alții pe altă cale, în vârful muntelui. Dar mie nu-mi trebuie să ajung în vârful muntelui, mie îmi trebuie să ajung în cer. Și suntem în cer numai în măsura în care cerul, prin harul Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt, este, locuiește și viețuiește cu adevărat în noi. Să ne ferim de așa numitele mesaje triumfaliste și să ne ferim de așa numitele mesaje propagandistice, de conștiința superioară și de un limbaj rigid numit limba de lemn. Dacă eu v-aș spune în această dimineață, de exemplu, că voi nu mai sunteți pământești și duhovnicești, aș minți. Întreg cuvântul Domnului spune voi, adică noi, nu mai sunteți pământești și duhovnicești dacă.
Duhul lui Dumnezeu locuiește într-adevăr în voi și adaugă, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. O să stai în biserică și 100 de ani și să faci toate slujbele la rând, una e una și alta e alta. Și când ai pagina cel din tâi verset în partea de sus, zice căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, nu de Duhul lumii și nu de firea pământească, sunt fii ai lui Dumnezeu. Călătoresc și eu prin durerea Domnului de 10 de ani și în România și în afară României, biserici de un fel și biserici de un alt fel. Și am luat tot mai mult și tot mai bine seama. Avem în biserici multe persoane nenăscute din nou și sunt și slujitori nenăscuți din nou. Și persoanele acestea n-au nevoie de o reformare și de transformare. Hristos ne-a răscumpărat de sub blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat e oricine este atârnat pe lemn. Pentru că binecuvântarea vestită lui Avraam, și anume mântuirea din Iisus, prin Iisus, în Iisus și pentru Iisus, să vină peste neamuri, așa că prin credință noi să primim Duhul Făgăduit, Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, Duhul Domnului, adică Duh de viață nouă. Numai Duhul Sfânt ni-l mărturisește, ni-l descrie, ni-l arată în chip minunat și adevărat pe Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus. Numai Duhul Sfânt ne poate atrage la El și numai Duhul Sfânt ne poate conduce la El în tot adevărul. Și acum, în secolul acesta, cu numărul 21, era digitală, cu încurcături de tot felul, și în biserică, și încurcături de tot felul, și în afara bisericii. Și nu este suficientă cunoștința despre Duhul Sfânt. Este important și foarte important să-L cunoaștem în mod nemijlocit și El să locuiască într-adevăr în inimile noastre și inimile noastre și trupurile noastre să fie temple ale Duhului Sfânt. Și noi, călăuziți de șoapta Duhului Sfânt, pas cu pas, mai sună dată în această aventură minunată călătoria prin pustia vieții înspre Canaanul Ceresc, să ascultăm de Duhul Domnului și de Cuvântul Domnului. Sunt mulți în adunările noastre care cred în Duhul Sfânt, citesc despre Duhul Sfânt și predică despre Duhul Sfânt, dar nu-L cunosc. Pentru ei Duhul Sfânt este un Dumnezeu necunoscut. Toată lucrarea de pregătire pe care a făcut-o Dumnezeu de la Avraam până la Domnul Iisus și toată lucrarea de împăcare pe care a făcut-o Dumnezeu prin moartea și învierea Domnului Iisus a avut drept scop ca noi să primim Duhul Făgăduit, care înseamnă Duh de viață nouă. Și o precizare foarte importantă pe care iarăși Duhul Sfânt din Apostolul Pavel o face când îi scrie lui Timotei, zice, noi n-am primit un duh de frică, ci un duh de putere, care înseamnă duh de dragoste și neapărat și de chipzuință. Înainte să se înalțe la cer din mijlocul ucenicilor, Domnul Iisus, la întrebarea lor, într-un fel minunată și binevenită, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel, a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soracele, ci voi, nu după multe zile, veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori și la Ierusalim,
în toată Iudeea și în Samaria, unde nu vrei să mergi pentru nimic în lume, și neapărat și până la marginile pământului. Adică și aici, la București și în România și așa mai departe. Nu le-a spus după câte zile se va întâmpla minunea minunilor. Nu după multe zile. Și au rămas în ascultare, rămâneți aici și nu vă depărtați de Ierusalim. Și în ziua hotărâtă de Domnul, a venit Duhul Sfânt din cer în locul în care erau adunați toți. S-a umplut locul acela de Duh Sfânt, toți s-au umplut de Duh Sfânt. A venit Duhul Făgăduit și de aici mai departe au trăit prin Duhul și au umblat prin Duhul. Fratele nostru, Petru, care într-o împrejurare s-a arătat din calea afară de fricos, de laș, la cinzecime plin de Duhul Sfânt, a rostit un cuvânt de predică prin care a provocat mulțimile, puteau să sfârșească în bucăți. De aici mai departe nu mai era el important, nu mai era viața lui importantă. Prin Duhul Făgăduit era Dumnezeul lui important și Evanghelia care trebuia vestită cu inimă bună lumii pierdute. La cinzecime, fratele nostru Petru, care n-a fost predicator de profesie, a rostit un cuvânt de predică prin care s-a schimbat pentru totdeauna soarta lumii și prin care s-a schimbat pentru totdeauna destinul veșnic a milioane și milioane de oameni prin milioanele de cinzecimi care s-au multiplicat de-a lungul miilor de ani pretutindeni în lume și mai zic o dată, printr-o mare minune și aici în România. Unde este Duhul Domnului, este libertate. Duhul Sfânt este Dumnezeu, Duhul Sfânt este Hristos în noi, este Hristos cu noi și este Hristos în mijlocul nostru. Fără Duhul Sfânt, Hristos nu este viu în inimile noastre. Și fără Duhul Sfânt, cuvântul Domnului nu este atractiv, nu este nici viu și nu este nici lucrător. De aceea Apostolul Pavel, între altele, zice, slova omoară, Duhul dă viață. Noi suntem slujitori ai Duhului. Unde este Duhul Domnului, este libertate, numai Duhul Sfânt ne poate elibera și de mândrie, și de vorbire de rău, și de invidie, de sectarism, de prejudecăți și altele de felul acesta. Duhul Sfânt, cât putem noi înțelege, în caracter este stabil, dar ca persoană sau personalitate se manifestă în multe feluri. Este numit odată vânt, odată apă sau râu de apă, odată este numit porumbel sau foc sau un de lemn sau sigiliu. Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, este Duhul dragostei lui Dumnezeu. Și când intrăm în atingere cu Duhul lui Dumnezeu, intrăm în atingere cu dragostea lui Dumnezeu și de aici mai departe, orice ce facem este influențat de dragostea aceasta cu chip dumnezeiesc. La cinzecime, prin Duhul Sfânt, inima ucenicilor a fost pusă pe jar. Și de la cinzecime, începând ei, s-au îndrăgostit și au rămas instantaneu și au rămas îndrăgostiți pentru totdeauna și de Dumnezeu și de cerul lui binecuvântat și de cuvântul Domnului, de locul de închinare, de părtășia cu frații, cu surorile, cu îngerii, cu norul de martori, cu Domnul și așa mai departe. S-au îndrăgostit instantaneu și de Dumnezeu și de oameni, adică de lumea pierdută. O
Spune în Isaia, în capitolul 11, versetul cu numărul 2, Duhul Domnului se va odihni peste el și ne spune cuvântul Domnului, nu înțelepciunea vreunui om, ce înseamnă Duhul Domnului, Duhul făgăduit? Duh de înțelepciune și de pricepere, după aceea Duh de sfat și de tărie și în al treilea rând Duh de cunoștință și de frică de Domnul. Duh de înțelepciune și de pricepere, pricepere înseamnă înțelepciune practică, de sfat și de tărie înseamnă autoritate, de cunoștință și frică de Domnul înseamnă un adânc respect și o înaltă cinstire și o înaltă prețuire pentru cel care a venit din cer pe pământ să ne caute și să ne mântuiască. Pâinea care se pogoară din cer și care dă și astăzi, în secolul 21, lumii viață, cu alte cuvinte, numai El și numai cuvântul Lui. Nu oameni cu înțelepciune de un fel sau de un altul, indiferent numele și indiferent rangul lor, El și numai El poate satisface prin cuvântul Lui cele mai adânci nevoi ale sufletului omenesc. Și numai El, prin cuvântul Lui, poate vindeca sufletul de uscăciune. Și numai El poate îmbogăți sufletul nostru prin cuvântul Lui, suflet ruinat de păcat. Vorbeam cu un savant aici la București, ceva timp în urmă, nu-i spun numele că nu asta e important, și spuneam, domnul Cutare, toate cărțile care au fost scrise vreodată de cei mai înțelepți și cei mai de seamă oameni care au trăit pe pământul acesta de-a lungul miilor de ani, în comparație cu Biblia, sunt pleavă. Și în cărțile le mai găsești câte ceva interesant, dar una e una și alta e alta. Și omul acesta, și savant cumva, și filozof apreciat, și scriitor apreciat, zice, așa este, aveți dreptate. Este un foc care vine din cer pe pământ și este un foc care pleacă de pe pământ în cer. Mai întâi vine un foc din cer pe pământ, Duhul Sfânt, care arde zgura din inima omului și alungă tot ce nu este plăcut Domnului, tot ce nu vine de la Domnul, tot ce s-a adăugat datorită nevegherii, neascultării sau răzvrătirii noastre pe un fel sau de un alt. Și după aceea lasă în inima omului un foc care pleacă la cer, adică o pasiune și o dragoste fierbinte și pentru cer și pentru Împăratul Slavic și pentru cuvântul Domnului și pentru locul de închinare, pentru cântări, pentru rugăciuni, pentru post, pentru milosenie, pentru vestirea Evangheliei și așa mai departe. Care este condiția ca focul să cadă? Ca Duhul Sfânt să vină peste noi și peste toate darurile binecuvântate de închinare cu care venim într-un loc sau într-altul, într-un fel sau într-altul, într-un timp sau într-altul înaintea Domnului. Înainte să împlinească 30 de ani Domnul Iisus, s-a dus la Iordan ca să fie botezat ca un om obișnuit. Și spune în Evanghelia după Luca, după ce a fost botezat întreg norodul, a fost botezat și Iisus. Și în timp ce se ruga, s-au deschis cerurile și Duhul Sfânt a fost văzut pogorându-se și oprindu-se peste el. Asta e o precizare pe care o face Evanghelia după Ioan. Și următorul verset, cel din tâi în Evanghelia după Luca, în capitolul al 4-lea, zice, Iisus, plin de Duhul Sfânt,
a fost dus în pustie ca să fie ispitită de diavolul, mânat de Duhul. El știa că dacă va asculta de porunca tatălui și va merge la Iordan să fie botezat, mai zic o dată, ca un om obișnuit, atunci și acolo Duhul Sfânt va veni peste el. Credea, știa și își dorea din toată inima ca lucrul acesta să se întâmple. O lucrare fără Duhul Sfânt, oricât pare de entuziastă, n-ajută absolut la nimic sufletului, Duhului și propășirii noastre pe care credinți. O lucrare fără Duhul Sfânt este ca muzica pentru surzi și ca lumina pentru orbi. Dumnezeul nostru este Dumnezeul lui Ilie, care atunci când aducem o jertfă simplă, prin care căutăm cu tot din adinsul, să-L onorăm pe Dumnezeu și să-L facem de cunoscut semenilor, trimite foc din cer. Vine Duhul Sfânt care mistuie jertfa aceea și credința noastră. În felul acesta nu este zadarnică și nu este amăgitoare și nu este înșelătoare nici pentru noi și nici pentru alții așezați în împrejurul nostru, în familie sau în biserică, nu la voia întâmplării. Fratele nostru Petru, pentru care suntem din care afară de recunoscător Domnului, un bărbat impulsiv, un bărbat guraliv, un bărbat voluntar, mereu să facă ceva, mereu să întrebe ceva, mereu să spună ceva. Și un mare har că a întrebat ba de una, ba de alt, că de n-ar fi întrebat el, ne-am fi întrebat noi și poate n-am fi primit niciodată pe pământ fiind răspuns. Dacă ar fi trăit 1000 de ani și dacă 1000 de ani și-ar fi bătut capul, să spune el în ziua cincizecimii o predică și să fie cu impact major sau semnificativ, și n-ar fi reușit. Și se o predică de câteva minute care nu putea să vină niciodată din înțelepciunea unui om, care a venit direct din cer, din înțelepciunea lui Dumnezeu și din inima lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, o predică care nu înseamnă nimic altceva decât Duh de înțelepciune și de pricepere, Duh de sfat și de tărie, Duh de cunoștință și de frică de Domnul. De aici mai departe, răspunsul pe care îl avem prin fratele nostru Petru, când ucenicii au fost duși înainte autorităților mari de la Ierusalim, care aveau drept de viață și de moarte asupra omului, răspunsul minunat și mult binecuvântat, din care s-au hrănit de-a lungul miilor de ani milioane și milioane de copiii Domnului și de martorii Domnului, este și pentru noi astăzi, în vremurile speciale în care ne se dă să trăim, de însemnătate excepțională. S-a vestit Evanghelia prin Duhul Sfânt la Ierusalim și s-a stârnit iadul cum era de așteptat. Au fost duși înaintea acestor însemnate autorități și suntem recunoscători Domnului și pentru cuvântul de acuzație pe care autoritățile l-au rostit în dreptul ucenicilor. Nu există o acuzație mai frumoasă și mai binecuvântată decât asta. Nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu mai propovăduiți norodului învierea în numele acesta. Și iată că voi ați umplut întreg Ierusalimul cu învățătura voastră. Nu există acuzație mai frumoasă. Să se spună și despre noi. Ați umplut întreg cartierul sau întreg sectorul sau întreg Bucureștiul sau toată România și așa mai departe. Și fratele nostru Petru a dat răspunsul minunat. Drept răspuns Petru și ceilalți apostoli au răspuns, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni.
și întreabă biserica împreună cu slujitorii ei. Amin? Nu se aude. Fiți foarte atenți că nu o să treacă multă vreme și vom fi chemați toți de la mic la mare și de la mare la mic să dăm și noi socoteală de nădejdea vie care este în noi. Și indiferent cine va fi să vină în locul acesta și să vă spună ba una, ba alta, să răspundeți și să răspundem în cor. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Singura Evanghelie care a mântuit de-a lungul miilor de ani este Evanghelia despre Iisus. În veți fi martori. În versetul 32, în predica aceasta minunată din ziua cinzecimii, fratele nostru Petru zice, Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Și fără să aștepte permisiunea să vorbească, fratele nostru Petru împreună cu ceilalți apostoli, cu o îndrăzneală și cu un curaj care nu puteau veni de la om, ci direct de la Dumnezeu din inima Lui iubitoare, l-a visit imediat pe Iisus. Dumnezeul părinților noștri a înviat pe acest Iisus pe care voi l-ați omorât atârnându-L pe lemn și l-a înviat ca să dea lui Israel iertarea păcatelor, pocăința, viața veșnică. Și ultimul cuvânt pe care l-a spus în locul acela, cuvânt care iată vine după 2000 de ani, într-o zi ca aceasta, iarăși în locul acesta și în inima celor care au inimă deschisă pentru cuvântul Domnului. Și zice, noi suntem martori acestor lucruri ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Dacă ucenicii plecau o zi mai devreme de la Ierusalim, de la locul pe care Domnul l-a hotărât pentru ei, vine Duhul Sfânt. Dar nu mai venea peste dânsi și nu mai vedea nânsi. Singura precizare care se face în Fapte, capitolul al doilea, versetul cu numărul 1, cu privire la sarea ucenicilor în locul pe care Domnul l-a hotărât pentru ei, este asta. În ziua cinzecimii erau toți împreună, zice, în același loc. Și în locul pe care l-a hotărât Domnul pentru închinarea lor, dar și la picioarele Domnului și înaintea tronului Lui de măreție, de slavă, de îndurare și de har și în inima Lui de Dumnezeu și de Tatăl Ceresc. Care este condiția ca focul să cadă? Noi am vrea să mâncăm mere, dar nu plantăm măr. Noi am vrea să secerăm, dar nu semănăm. Și așa ceva nu se poate. Trebuie jertfă, trebuie dăruire. Trebuie să hotărâm și să aparținem Domnului în totul, totului tot. Și în lucruri mici și în lucruri mari. În orice loc și în orice împrejurare de viață, începând cu familiile noastre, că de acolo începe pocăința și mântuirea adevărată, mai apoi în biserică și în afara bisericii. Înainte lui Dumnezeu totul este gol și descoperit și El nu privește la înfățișarea noastră. Că după înfățișare, care mai de care mai evlavios, El privește la inima noastră. Și în ziua aceea mare și înfricoșată, când va veni pe norii cerurilor, cu putere, cu mărire, în slabă ca să judece vii și morții, El privind în inima noastră, va spune numai unul din cele două cuvinte posibile, și de cuvântul acela va depinde locul în care ne vom petrece veșnicie. Fie vino, fie du-te. Și de cuvântul acela va depinde locul în care ne vom petrece veșnicie. Dacă ar fi să vă întreb, cine credeți voi că va fi mântuit când Domnul va veni pe norii cerurilor, cine știe ce răspuns aș primi? Și cuvântul Domnului zice, Hristos se va arăta a doua oară nu în vederea păcatului, și ca să aducă mântuirea unei singure categorii de oameni, și anume celor ce l-așteaptă. Și Apostolul Pavel întărește și zice, despre cununa neprigănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea mie și tuturor celor ce vor fi iubite venirea Lui. Unii abia așteaptă să se termine slujba și ies din adunare și trăiesc ca și când Dumnezeu n-ar exista.
cum sunt în Biblie, iubitor de sine, iubitor de bani și iubitor mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. Minunea minunilor, Duhul făgăduit, Duhul care a fost peste Domnul Iisus, peste ucenici și peste părinții noștri și care este în această dimineață peste locul acesta, se mișcă pe deasupra apelor, îl găsești pe prima pagină în Biblie și pe ultima pagină, este la fel de prezent și la fel de activ și în Vechiul Legământ și Noul Legământ, se mișcă pe deasupra apelor Evangheliei și este gata să intre în orice inimă care se deschide înaintea Domnului și înaintea Cuvântului Domnului și să lucreze viață prin Cuvântul care se vesește din Cuvântul Domnului. Spune, dacă trăim prin Duhul sau și umblăm prin Duhul. Și Biblia pe noi ne avertizează și zice, cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu, oricât de mult ne-ar plăcea nouă de Dumnezeu. Și mai zice că dacă trăim prin faptele firii pământești, vom muri, dar dacă prin Duhul facem să moară faptele firii pământești, vom trăi. Ce înseamnă să trăim prin Duhul și ce înseamnă să umblăm prin Duhul? Ce înseamnă să nu facem faptele firii pământești? Spre exemplu, molurile sunt templele secolului 21 și merg oameni la mol zi după zi și neapărat duminica să se închine la templu, le trebuie, nu le trebuie, hai la mol, hai la templu. Și când treci prin dreptul unei vitrine foarte bine aranjată, lucrurile din vitrină strigă, cumpără-mă, cumpără-mă. Dacă ești firesc, cumperi cu nemiluit, dacă trebuie, că nu trebuie și neapărat să te arăți ca aș fi cineva sau ceva. Dar dacă ești duhovnicesc, neliniștit mai departe și zici, nu te cumpăr, nu te cumpăr, economisești banii și aduci pentru Evanghelie și pentru săraci. Duhul Sfânt este Dumnezeu și El lucrează numai după condițiile Lui. Nu lucrează după condițiile noastre, ci lucrează numai după condițiile Lui Dumnezeu. Ce înseamnă să ascultăm de Duhul Sfânt? Spre exemplu, fratele iubit Alin iese la plimbare cu soția Domnului și binevasta tuturor și mie, de a-mi putea în fiecare seară sau în fiecare zi, măcar jumătate de ceas, să ieșim la plimbare. Dumnealui merge mai energic, soția mai încetuc. Și la un moment dat, ce spune fratele Alin? Hai mai repede, draga mea, că am ceva important să spun. Și soția îi spune, dacă ai ceva important să-mi spui, vino aici lângă mine, potrivește-ți pasul cu al meu și spune ce-i de sus. Toată lucrarea de pregătire pe care a făcut-o Dumnezeu de la Avraam până la Domnul Iisus și toată lucrarea de împăcare pe care a făcut-o Dumnezeu prin moartea și învierea Domnului Iisus a avut drept scop ca noi să primim nu o religie interesantă, nu teologie, nu o doctrină, nu o filozofie impresionantă de viață, ci Duhul făgăduit, care înseamnă Duh de viață nouă, Duhul lui Dumnezeu și Duhul Domnului. Și Duhul care a fost peste Domnul Iisus și peste ucenici și peste părinții noștri. Când noi ne deschidem cu adevărat inimile și lăsăm să intre, El lucrează și influențează absolut toate domeniile vieții noastre. Și de aici mai departe, El este Cel care ne conduce pas cu pas și lucrează în chip minunat chipul lui Dumnezeu și înăuntru și în afară. Mai zic o dată în această aventură cu fel și fel de lupte, de lovituri, de încercări și de ispite, altfel unele mai necesare decât celelalte, călătoria prin pustia vieții spre Canaanul Ceresc. Când Duhul Sfânt locuiește într-adevăr în noi, El ori de câte ori este nevoie,
ta e foarte precis, foarte fin și foarte adânc. Și în nervii noștri, și în limba noastră, și în mândria noastră și altele de felul acesta. Și tot El este Cel care aduce din cer de la Dumnezeu și balsam de vindecare și un de lemn de eliberare. Eu mă opresc aici și Duhul Domnului nu se oprește. Cei care aveți urechi de auzit și inimă de primit și sunteți cu adevărat flămânți și însetați, după neprihănirea lui Dumnezeu, după cuvântul și adevărul lui Dumnezeu, veți rămâne și pe mai departe, nu doar în zi de sărbătoare, cum este ziua de duminică, ci tot timpul, flămânți, doritori, sensibili, după cer, după cuvântul Domnului, după locul binecuvântat al închinării, după părtășiile cu frații, cu surorile, dar să fie neapărat, cum zice Patriarhul David, sfinții din toată țara, și mai adaugă, zice, oamenii evlavioși, să fie toată plăcerea noastră. Și suntem din care afară de recunoscător Domnului, pentru această minune, nu ne-a lăsat să ne descurcăm singuri, ci a trimit pe Duhul Sfânt, Mânghietorul și Duhul Adevărului, care ne călăuzește și pe noi în tot adevărul și care nu vorbește de la sine, ci vorbește tot ce aude în cer la sfat domnesc și ne descoperă lucrurile viitoare. Amin.